normal, acum strigă, mă, de viață inspectă pe care o trăiesc. Nu mai suport viața asta, nu mai suport! De proastă, că nu mai pot, în jur de nu mai pot! Nu mai pot să joc! De ce nu dai în teren? Mă mănânc mingile astea, le mănânc! Bravo! 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 Te urăsc, arbitru, te urăsc! De arbitru ce-mi face! Tot gemul mi l-a furat, tot gemul până acum! Nu poți să uiți așa ușor. Nu-ți vine fiecare, la fiecare vreți să mănânci. Nu sunt niște clipe foarte plăcute să le urmăresc. Serios? Da. Păi adică... ar fi frumos să fiu mult mai liniștită și mult mai calmă, dar da, e foarte frustrant la un moment dat, mai ales când sunt niște meciuri foarte importante și nu ai hocaiul disponibil. Și tu simți sau vezi clar că mingea este foarte mult afară și arbitru continuă una, două, accepți, dar când continuă 3-4 mingi, dar și, te și eliberezi totodată, nu bănesc. Da, am primit multe comentarii precum că nu e bine, alte comentarii că e foarte bine să rămână așa. Chiar și penultimul meci pe care l-am jucat la Simplu anul acesta la turneul de la Moscova, comentatorul spunea că ni s-a transmis după meci, el spunea că Michi astăzi a fost prea calmă, prea liniștită, nu este ok, cred că e mult mai bine să fie ea cum era înainte, că i-ar da mult mai multă putere și mult mai multă... Dar chiar tu ai analizat chestia asta și te-ai gândit ce strategie să... E ceva natural pe care fi... îl fac, lucrez și încerc mult să fiu mult mai calmă și să nu mă mai exteriorizez așa, pentru că nu este un exemplu pozitiv pentru cei care se uită, mai ales pentru micii jucători. Și în general și copiii care se uită. Sunt și alte jucătoare care se mai exteriorizează. Trebuie să fiu acceptată așa cum sunt. Noi te asigurăm că te acceptăm. După niciun fel de reacție, nici la semifinale, nici la finală și la puținele meciuri pe care le-ai mai disputat ulterior. Ce s-a schimbat? Am încercat foarte mult să nu mai mă exteriorizez și să mi demonstrez că se poate juca la un nivel ridicat chiar și atunci când pierzi unele mingi și te enervezi, că e normal, când pierzi un game, două, un set, devii mai frustrat pentru că trebuie să revii în joc. Și am încercat să-mi păstrez calmul mereu și să-mi demonstrez că se poate și așa.